cum să mă simt supărat, ca de altfel tot vestiarul, dar așa cum am spus întotdeauna, la Rapid câștigăm și pierdem împreună. Ce s-a întâmplat astăzi? Ați pornit așa din minutul 1 cu 1-0, după care băieții s-au retras. Le-a spus dumneavoastră sau au făcut ei pasul înapoi? Ați văzut dumneavoastră că s-au retras? Așa a părut că s-au retras. Nu, mie nu mi s-a părut că s-au retras. Cred că am luat golurile pe contraatac, adică am luat golurile în primele 5 minute. Vi s-a părut greșit din punctul meu de vedere, cu scuzele de rigoare. Cum ați văzut această confruntare și ce anume nu a mers în jocul Rapidului încât să scoateți? Cred că am avut 7-8 ocazii. Le-am spus înainte de meci, omul rănit întotdeauna dă totul. Întotdeauna când ești rănit, sufletește, material. Pentru că și eu am fost în situația asta. Și dai totul pentru a ieși la lumină. Asta au făcut cei de la Călăraș astăzi și ne-au învins. Multă tensiune pe teren, mulți nervi și la adresa deciziilor arbitrului. Dumneavoastră aveți ce să-i reproșați după această confruntare? Mă abțin. Mă abțin așa cum am făcut-o întotdeauna. Nu am revăzut decât o fază și mă abțin pentru că dacă e să vorbească cineva, să vorbească conducerea clubului, nu este problema mea să comentez arbitrajul, cum nu l-am comentat niciodată. În momentul acesta, cum vedeți lupta aceasta? Mai sunt 3 partide, e destul de strâns acolo clasamentul. Cum va fi? Când v-am spus acum câteva etape, că este o luptă strânsă, că toate cele 6 echipe sunt bune, poate am fost luat în râs sau cum aș fi că ne căutăm alibi. Ați văzut, Craiova a pierdut, Cicșereda, Mioveni a egalat în ultimul minut. Deci sunt echipe bune și echilibrate. Din păcate, astăzi domnul Călăraș ne-a învins. Ce vă pune pe gânduri după acest meci? Apărarea pare încă nesigură. Nu știu, vă că trageți așa niște concluzii mereu dumneavoastră. Pare nesigur, am luat 3 goluri azi, dar nu cred că am luat 3 goluri în niciun meci de când sunt eu aici. Niciunul, dacă sunteți dacă mai atentă, poate în primul meci când veniți după 2 zile. Am intrat prost de la pauză. Asta v-am spus, am pierdut toți, nu X sau Y, toți în frunte cu mine. Îi cunoașteți foarte bine pe acești băieți, sunteți de foarte multă vreme la Rapid. Cum simți ei presiunea aceasta a promovării și dacă sunt capabili și au maturitatea necesară de a merge? Trebuie să o aibă, sunt jucători buni, sunt jucători valoroși. Au fost în, poate mulți oameni nu știu, în 2015 când am promovat, promovam cu felie de salam, doi la felie de salam. Nu era nimic, am promovat cu inima, cu sufletul și am fost uniți. Așa trebuie să fim și acum. Momentele grele se văd adevăratele caractere, momentan suntem la 3 puncte față de locul 3 și suntem poziționați destul de bine. Mulțumesc! O seară plăcută! Da, au fost probleme în zona defensivă, dacă vrei, a Rapidului, dar o să le comentăm imediat. Hai să rămânem pe faza asta. Ce e aici? Văzând cu atenție cu relori la televizor, pare mai mult a nu fi penalti. A nu fi, zici a nu fi. Pentru că pare că atacantul pleacă înainte. Însă, dacă mă pun ca și cum aș fi în teren... Stai să vedem unde e arbitru, că arbitru are o problemă. Că nu are problemă. Aici, da, asta e de sancționat, asta e altceva. Dar aici, uite-l cum se aruncă, parcă n-ai. Se aruncă. Cristi Pustai. Astăzi, cum sunteți după această victorie? La ce se întâmplă la Călăraș, am inima puternică, nu doar acest meci, pentru că... Da, acest meci a arătat că noi, chiar dacă suntem mercenari, chiar dacă am venit din alte părți, războaiele s-au câștigat și cu mercenari și până la urmă noi am venit să facem treabă, încercăm să ne facem treaba, problema sportivă, să o rezolvăm cât mai bine. Chiar astăzi ați văzut o echipă care, deși cu probleme mari și condusă din minutul 1, a reușit să revină. Asta cred că e lucrul cel mai important din acest meci. Și fără 3 jucători care n-au și drept de joc. Fără, dar ideea de a reveni în condițiile în care suntem noi aici. Deci este o mare realizare a jucătorilor. Pentru că intri în vestiar, aproape ai lacrimi în ochi când vorbești cu ei despre situație. Pentru că e foarte greu. Sunt jucători care au venit în iarnă, care n-au primit niciun ban la Călăraș. Și joacă.
cum ai reușit să-i motivați? Pentru că spunea și Vali Alexandru de faptul că vă duceți la conducere și vă tot plimb așa, fără niciun rezultat. N-aș vrea să jignesc pe nimeni să zic la care conducere, dar în momentul ăsta eu trebuie, am tras un semnal de alarmă la Timișoara, am încercat o formă de protest. Astăzi le-am zis să facem o altă formă de protest, pentru că aia să implice adversarul, dar așa au dorit ei atunci la Timișoara. Am stat un minut acolo cu toți, un minut jumate sau cât o fi fost, pentru că ne permite regulamentul. Noi tot atragem atenția. Suntem în play-off, suntem pe locul 4, suntem o echipă pe care multe cluburi ar vrea să o aibă cu performanțele sportive. Sunt atâtea cluburi care n-au prins să joace în elita Ligii a doua, că până la urmă play-off-ul ăsta e elita Ligii a doua. Sunt cluburi mari, cluburi care au buget frumos și n-au ajuns aici. Revenind la meci, cum credeți că ați reușit să bateți astăzi Rapidul, deși aveți cea mai slabă defensivă, pentru că ați încasat 13 goluri în acest play-off? Bine, am primit 9 în 2 jocuri, în 3 zile, deci după acel episod pot să spun că noi un pic ne-am mai revenit cu problemele din defensivă. Suntem o echipă care am dat gol aproape în toate jocurile. Asta e un lucru pentru mine bun, frumos, că am și primit multe goluri. Am zis că a fost o problemă pe care am încercat să o remediem schimbând sistemul, să jucăm cu 3 fundași centrali. Parțial am reușit, am revenit astăzi iarăși la acel 4-2-3-1. Am fost conduși în primul minut, e foarte greu, dar așa cum a decurs jocul am simțit că putem. Le-am zis și în pauză jucătorilor, pentru că le-am spus că ar fi păcat să pierdem acest joc. Se vedea că avem prospețime, avem agresivitate în sensul bun, am avut situații de gol și păream mai bun decât Rapid. Și atunci le-am spus să aibă încredere și au avut și, drept dovadă, am întors foarte repede rezultatul. Și eu că nu vreți să vorbiți de arbitrii, dar am văzut așa că a fost vehementă toată lumea, și de o parte și de cealaltă, la deciziile arbitrului. Aveți ce să-i reproșați astăzi? Nu, așa avea. Eu totuși le reproșez chiar și în timpul jocului. Înțeles, folosim cuvinte normale și înțelegând că a greșit omenește, dar persevera în greșeală e diabolic și asta le cer să fie o balanță. Ciucur este ok? Să sperăm. I-a sărit rotula, se pare, au reușit să îi pună la loc. Încă e cald piciorul, nu știu, vedem mâine. Mai sunt 3 partide, în momentul acesta pe locul 4, 42 de puncte. Cum vedeți această bătălie pentru un loc de baraj, cel puțin? Păi da, urmează, toate meciurile sunt. Mai sunt 3 meciuri. Dacă până acum ne gândeam că Csíkszereda ar fi o parteneră de depășit, astăzi a revenit Timișoara. Lucrurile încă nu sunt clare nici la cele două locuri care duc la baraj, pentru că nici echipa din Mioveni cu cele 43 de puncte nu cred că stă liniștită. Iar noi cu 42 de puncte ne-am consolidat puțin poziția, vedem, jucăm meci direct la Mioveni. Și pe urmă acasă cu Csíkszereda, dar și ultima etapă la Craiova. Așa cum pare, Craiova este promovată, matematic încă nu, dar pare echipă promovată. Acum depinde și ce fac și etapa următoare. Vă mulțumesc! Iar pentru locul 3 și 4, toate, să zicem că Rapid au cam scăpat de griji, dar pun niște ghilimele că știți cum e în Giulești, nu se știe niciodată.